Cei care s-au născut în Zodia Aracului vor avea între 7 și 8 decembrie dimineața motive importante să se regrupeze în jurul unei teme legate de funcție, de ascensiune, de loc în societate, de afirmare, de imagine publică, de responsabilitate. Dar asta nu înseamnă că merg pe linia succesului, și că toate aceste ipostaze bune și frumoase se vor înșira ca mărgelele pe ață. Din potrivă, mă gândesc la faptul că dinspre colaboratori vin presiuni uriașe, și ostilități, și discordie, și nemulțumire, și desolidarizare. Apoi mă gândesc și la faptul că așa începe săptămâna, dar așa se va și termina, anticipez un pic pentru că începând cu ziua de 13 decembrie, luna se va plasa în Zodia Racului, va fi în semnul lor zodiacal natal, o lună puternică, până la un punct, în plan personal, ea va fi bună, utilă, îi va susține, doar că va primi nici mai mult, nici mai puțin de 5 opoziții. 4 de la planetele aflate în tranzit prin Capricorn, a 5 -a de la nodul sud al lunii. Și nu sunt nici pe departe planete modeste care să poată fi ignorate sau um, atenuate, în efect. E vorba de Pluton, e vorba de Saturn. Bun, veți spune, este vorba de Jupiter, ce face, sta acolo. Deocamdată Jupiter, în această perioadă, este în ipostaza de a realiza o combinație cu Uranus. Și combinația cu Uranus e ca în romane. Totul merge frumos până la anume pagină când autorul se hotărăște să își facă de cap și încurcă ițele. Și eroi uh, iau rasna. Acțiuni mai puțin motivate și explicabile sau explicite, ca și cum viața face ce vrea cu acești nativi. Situații disproporționate și discordante în care, poate să fie vioara întâi, soțul, soția, partenerul de afaceri, un dușman, dar poate să fie și un prieten. Depinde în această combinație cine este factorul cel mai important pentru cel născut în Zodia Racului. Dar prietenii nu au o influență foarte bună. Și chiar dacă este vorba de un aspect de trigonocrație, nu cred că intervenția prietenilor este de natură să îmbunătățească lucrurile. Cred că este o intervenție ciudată, puțin motivată sau um, desfășurată într-un chip disarmonic. Nu de asta avea nevoie racul, cauza respectivă nu se schimbă, impresia generală este proastă, dar în jur se pot face valuri care creează și o stare de spirit neprielnică unui via viitor dialog sau unei viitoare înțelegeri. Așa că, întorcându-ne noi la tranzitul specific perioadei 7-8 decembrie, când vorbeam de aceste provocări în plan public și profesional, trebuie să luăm în calcul, de fapt, ceea ce vine ca o uriașă forță contradictorie dinspre sectorul colaboratori, parteneri, tovarăși de afaceri colegi de proiect, coautori într-un contract. Și atunci sigur că lucrurile nu sunt simple. Cel născut în rac trebuie să țină cont de aceea, nu îi poate ignora, dar nici nu se poate impune în fața lor. Și atunci avem de-a face cu multiple, multiple condiționări și cu ipostaza deloc plăcută pentru el de a naviga printre tot felul de piedici și obstacole. Va fi un slalom printre tot felul de necazuri și complicații. Între 8 decembrie, după ora 9.30 și 10 decembrie, după amiaza, ajungem la prieteni, luna va traversa casa prietenilor și tot ceea ce spuneam eu până din nu numai că rămâne valabil, dar se colorează și cu o nuanță de afectivitate, cu o implicare emoțională, nu sentimentală, că nu-i vorba de povești de dragoste, este vorba doar de reacție afectivă, trăirile intense care se asociază cu aceste persoane și cu felul în care ele se poartă cu un născut din Zodiaracului. Surprize de tot felul, destabilizări. Nu luați de bună orice spune o persoană doar pentru că va fost aproape în ultimii ani. Sunt multe motive pentru care oamenii pot să vorbească în apoda. Se află în vor să se dea mari, să se facă util, să facă impresie, habar n-au, dar ei nu-și dau seama, nu înțeleg despre ce este vorba. Până aici, să spunem, suntem în latura nevinovăției, omul care face rău fără să-și dea seama și fără să vrea asta. Dar este și latura vinovăției când omul face rău și asta vrea și o face și cu temei. Și atunci, sigur că șocul e mai mare, surpriza e mai mare, impactul e mai mare. Este complicat. În sfârșit, dacă luăm în calcul în funcție de acest tranzit și celălalt capăt al opoziției, unde pe direcția Taur Scorpion operează și Marte în Scorpion, în casa 5 a sentimentelor, atunci sigur că sunt sentimente răscolite, neîncredere, gelozie, tristețe, spaimă nu de singurătate, ci de trădare, spaimă de a fi păcălit, de a fi mințit, bănuieli, oscilații, întrebării fără răspuns, frământări cu și fără scop, de obicei disproporționate, amplificate și cu ecou organic, real. Între 10 decembrie, după ora 19 și 12 decembrie, luna va traversa casa a 12-a și va instaura un moment de forfotă la nivelul ideilor, gândurilor, sentimentelor și deciziilor. Toate se vor amesteca, va fi o perioadă în care ei își vor spune, ca niște oameni foarte cumpătați, vreau să stau liniștiți, să mă gândesc în voie, fără să mă deranjeze nimeni la ale mele. Vreau să mă limpezesc, vreau să iau o decizie, vreau să știu exact cum stau. Da? și numai despre asta nu va fi vorba pentru că în ziua de 12 iulie se va configura faza de lună plină în gemen chiar în acest sector și atunci nu mai întihnă, nu se vor putea gândi. Se vor gândi, dar va fi un război și o forfotă și o hărțuială mentală, lucrurile se complică, se influențează și creează o stare de neliniște și de stres. Oricât și-ar spune că e bine să se calmeze, nu o să reușească. Oricâte ceaiuri um, ar bea, nu vor avea efectul scontat. Există și o componentă organică, pentru că această direcție, axa caselor a 6 -a, și a 12 -a, privește și planetele din Săgetător. Spun planete pentru că începând cu 9 decembrie, în această casa 6 -a, a sănătății de fiecare zi și a bolilor scurte sau curente obișnuite, se va instala mercur. Va rămâne trei săptămâni în tranzit prin acest semn. Va fi pe fond un factor bun pentru tot ceea ce înseamnă discuție, consultare, sfat, urmare, consecința unui sfat sau a punerii în practică acelui sfat dar și verificare a unui diagnostic, a unei terapii. Este mai puțin, cel puțin pe hârtie, important sau relevant aspectul informațiilor care vin de la un laborator prin acele documente care indică niște parametri fiziologici, cât mai importantă este abordarea pur și simplu ca sfat cu un doctor. Sunt și întâlniri foarte scurte între pacient și doctor. Bună ziua, domnul doctor. Dați-mi și mie o rețetă, că mă doare piciorul. Ca și data trecută, ca și data trecută. Îi pune parafa și a plecat omul. Nici măcar n-a spus numele medicamentului. Discuții în grabă, superficiale, fugare, în care nu se analizează. Din această perspectivă, acest mercur care vine și nuanțează lucrurile permite exact contrariul, și anume să stea pe de vorbă cu un specialist pe o temă medicală. Nu neapărat legată de piciorul care doare, ci legată de organism, de modul de viață, de alte afecțiuni, de felul în care organismul lor a reacționat sau nu la un anume tratament. Dacă are și norocul să dea peste un medic bun, atunci e o perioadă de succes, pentru că în aceste trei săptămâni, cei născuți în zodia racului pot în urma acestei analize atente și detaliate, împreună cu doctorul, să ajungă la o concluzie. Doctorul să se zizeze din ce spune pacientul, o anume trăsătură, un specific al organismului, o sensibilitate la ceva, la o substanță. Spun sensibilitate nu în sensul rău. Poate să fie și una bună. Iată, a dat rezultat, mergem pe direcția aceea. Sau eliminăm acel medicament, acea substanță pentru că niciodată nu i-a făcut bine. A avut întotdeauna efecte secundare sau s-a bazat pe eficiența acelui tratament și organismul l-a respins. Uh, un anume fel subtil de a înțelege niște lucruri. Asta înseamnă intrare în normalitate și apropiere de adevăr, ceea ce este permisă de combinație astrală a momentului și care este un mare beneficiu. Aceasta este prestația celor două planete memorabile, Soare, împreună cu locotenentul său, Mercur, care pot să facă lucruri foarte, foarte bune din punctul de vedere al sănătății. Din punctul de vedere al relațiilor de muncă, luna plină din 12 decembrie, poate influența într-un anume fel acest sector. Le poate aduce unora șansa găsirii unui loc de muncă. O discuție, fie și de principiu, dar onestă și reală, fezabilă, cu privire la un viitor transfer. Poate fi o ofertă. Poate fi o promisiune care se va ține. Nu este o lăudăroșenie sau un angajament de politețe care va fi uitat în secunda următoare. Deși născuții născuți în RAC, care nu au un plasament profesional, n-au o slujbă, pot să găsească acum o formulă. Chiar dacă ea nu va fi pe termen lung, chiar dacă va fi o soluție temporară, de șase luni de zile, să spunem, maximum un an, dacă e vorba de temporar, totuși îi scoate din necaz pe de altă parte, nu se angajează chiar în aceste zile. Adică, în cadrul discuției purtate, omul respectiv care face o ofertă, formulează o disponibilitate să-l ajute, îi va spune, discutăm și în decembrie, vedem care este situația, sau totul e posibil odată cu începutul anului viitor. Deci există un termen, un respiro, o prorogare până când se va și pune în practică. Um, discuția, promisiunea, angajamentul sau chiar răspunsul ferm al unui nativ. Pe 13 decembrie luna se va afla în zodiaracului, o lună puternică în semnul lor zodiacal natal, scoate în evidență o serie de calități, așa cum spuneam și la începutul acestei analize și îi poate face într-un anume fel foarte receptiv, pentru că această lună va stabili mai multe trigoane. Uh, unul cu Neptun și aici este o armonie totală și deplină, cel de al doilea trigon va fi cu Marte și chiar dacă nu va fi o armonie deplină, va fi vorba de trăiri intense. Uh, foarte mult sentimentalism, emotivitate, sensibilitate, disponibilitate Spre trăiri speciale care să le dea un frison, un tremolo interior, să-i miște, să-i motiveze, să îi zguduie din niște obișnuințe de gândire și simțire, să-i facă să simtă și să trăiască altfel decât până acum, moment în care unii sunt vulnerabili pentru că se pot îndrăgosti, alții pot să aibă tot felul de revelații sau de. Atașamente de curiozități care, odată satisfăcute, să le dezvăluie un alt univers. Să participe la ședințe, cursuri, lecții, demonstrații practice, workshop-uri, și acolo să se petreacă aceste transformări interioare, să se descopere pe sine, să descopere o lume neștiută, să afle un adevăr care schimbă multe înăuntru lor, să le capteze atenția și interesul și să îi facă să devină niște practicanți ai unui domeniu sau niște studioși care să afle și să vadă și să pună în aplicare acele aspecte de comportament și de trăire care să le ridice nivelul de percepție, să devină niște persoane interesate de lumea spirituală, de lumea culturală, de latura morală, de creativitate, latura artistică.